Orice telefon mobil nou cumpărat este însoțit de un certificat de conformitate care asigură oamenii că nivelul de expunere la undele radio emise este unul sub limitele prevăzute în recomandările internaționale. Este vorba de indicele SAR, rata specifică de absorpție a radiațiilor electromagnetice, iar limita acestui indicator în UE este de 2 W pe kilogram raportat la 10 grame de țesut uman. Validitatea acestor informații prezentate de producător poate fi verificată de autoritățile de reglementare, dar și de consumatori obișnuiți în laboratoare speciale. În România, există un astfel de laborator în Craiova, în cadrul Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică, ICMET. Hot News a realizat un reportaj pentru a afla cum se măsoară mai exact aceste radiații, cât durează, cât costă și cine este interesat de rezultate. În general, clienții noștri sunt firme producătoare sau importatoare de telefoane mobile, de terminale mobile din țară. Prețul variază undeva între, în jur de câteva sute de euro. 400-500 de euro aproximativ ar fi un preț pentru un telefon obișnuit. În general, românii nu par foarte îngrijorați prin faptul că vorbesc, se pare, destul de mult la telefoanele mobile. Adică utilizează destul de mult telefonul. La acest telefon simplu, cât ar dura practic o măsurătoare SAR? Un telefon simplu, ziceți dumneavoastră, înseamnă că are minim două benzi de frecvență, 900 și 1800 de MHz. Probabil că două zile ar lua în mod normal ca timp măsură, investigarea completă a telefonului și obținerea unui rezultat global. Adică atunci am putea spune cât este valoarea maximă a SAR-ului pentru acest telefon mobil. Dacă rezultatul ar fi peste 2 W pe kilogram, noi nu avem decât să prescriem lucrul ăsta în raportul de încercări și îl trimitem clientului. Nu avem obligația să raportăm unui organism. Noi avem, prin raportul de confidențialitate cu clientul nostru, obligația să-i dăm numai rezultate. Deci cine plătește, primește rezultatele. Sunt cel puțin 3 etape în realizarea măsurării SAR-ului la telefoanele mobile. Prima etapă ar fi verificarea lichidului. Echipamentul de măsurare a SAR-ului are această fantomă, adică forma aceasta de cap, jumătatea stângă, jumătatea dreaptă a capului, în care se pune lichid. Acest lichid are niște proprietăți electrice foarte bine definite de către standardul de încercare. Pentru cap și pentru corp sunt lichide separate. Avem în bidoane de câte 20 de litri pentru fiecare tip de măsurare. Dacă vrem să măsurăm SAR-ul ținând telefonul la centură sau un laptop, avem o altă fantomă. Iar după aceea, pentru fiecare bandă de frecvență, 900, 1800, 2100 sau benzile mai vechi utilizate, 450 de MHz, se folosește un alt lichid. Pentru fiecare frecvență, parametrii electrice ai lichidului sunt diferiți. A doua etapă este etapa în care se etalonează sonda. Aceasta albastră este sonda de măsură, sonda de câmp electric. Și a terminat acum procesul de măsurare pe banda de frecvență respectivă și ajunge în poziția de referință. Iar în a treia etapă, după ce a fost validat atât lichidul cât și performanțele sondei, se trece la măsurarea telefonului mobil. Telefonul mobil, după cum vedeți, se montează pe un suport nemetalic, exact în zona în care, în mod curent, se utilizează și de către persoane. Și standardul prevede ca măsurarea să se facă în două poziții. Această poziție CIC, adică lipită de obraz, și poziția de îndepărtat de obraz la un unghi de 15 grade. La finalizarea măsurării,
Softul face calculul valorii SAR-ului și în zona aceasta mediană vedem pentru canalul de mijloc calculată valoarea SAR-ului raportată la 1 gram sau la 10 grame. Standardul european este, impune valoarea SAR-ului de maxim 2 vați pe kilogram pentru 10 grame de țesut uman raportată la 10 grame. Acum suntem în camera semianehoică, care aparține tot laboratorului de compatibilitate electromagnetică. În această încăpere se fac încercările de imunitate la câmp electromagnetic. Deci se verifică dacă telefonul își păstrează starea de funcționare, starea de conexiune cu un alt telefon în timpul acestei încercări de imunitate la câmp electromagnetic. Se produce un câmp cu o intensitate specificată în domeniul de frecvență de la 80 la 1 GHz sau mai sus în funcție de standard și se urmărește cu ajutorul unei camere video amplasate în fața telefonului faptul că telefonul își păstrează sau nu starea de funcționare. Cu ajutorul acestei antene se măsoară nivelul de câmp electromagnetic din zonele populate, adică spre exemplu, în zonele imediat apropiate, să zicem, unor rețele de telefonie mobilă, în stații de bază, am fost solicitați să oamenii au suspectat că nivelul de câmp electromagnetic este mai mare decât limita admisă și atunci am fost solicitați să facem astfel de măsurări. Suntem acreditați și pentru astfel de măsurări de intensitatea câmpului electromagnetic în zonele locuite. Cine v-a solicitat asta? Am fost solicitați de, la un moment dat, de un post de televiziune sau de persoane fizice care au avut suspiciunea că prin montarea acelor antene deasupra blocului în care locuiau ar putea să le fie periclitată sănătatea. Am făcut măsurările, nu am găsit, v-am spus până acum, valori care să depășească limitele impuse. Un motiv de îngrijorare ar putea să aibă numai limita în care efectele câmpului electromagnetic asupra omului nu sunt foarte bine definite sau studiate. Atâta timp cât sunt stabilite totuși niște limite foarte clare și iar din măsurările pe care noi le-am făcut până acum, n-am găsit telefoane care să depășească aceste valori, am putea trage pe undeva concluzia că majoritatea telefonelor care se vând pe piață se încadrează în limitele impuse. Dar efectul real al telefonului asupra oamenilor rămâne să fie studiat de către medici în continuare și ei sunt siguri care ar putea să tragă o concluzie dacă este sau nu este dăunător telefonul mobil. Noi putem spune decât că se încadrează sau nu se încadrează în limitele stabilite de standardele internaționale.